În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Prea cucernici părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, iată ne ajungi la moment de bucurie, moment de har care ne reamintește tuturor taina propriului nostru botez. Moment în care suntem chemați cu toții să trăim din nou și făgăduințele care le-au făcut nașii pentru noi în clipa în care ne-am unit în chip tainic cu Hristos, dar și redescoperirea harului de multe ori umbrit de neputințele vieții, de durerile vieții, de neașezările propriilor alegi pe care ne-am făcut și în același timp să înțelegem că taina aceasta, taina botezului, este taina harului, este taina vieții, dar care e împletită și cu taina morții. Din cauza că atunci când vedem botezul și suntem chemați să-l înțelegem și să-l trăim mai profund pe al nostru, Domnul de fiecare dată ne arată un lucru care este esențial. Că ceea ce credem noi că este viață nu este altceva decât moarte și viața care o dăruim noi este viață spre moarte și ne învață de fiecare dată că doar viața care o dăruiește El este pentru veșnicie. Omul poate să dăruiască moarte pământească, căci țărână este și în țărână se duce, neputințe acumulează și neputințe dăruiește, păcate seamănă și păcate culege și dă mai departe și împovărează generație de generație. Lumea care merge înainte într-o direcție care pare să fie cea a prosperității și a binecuvântării, dar sâmbăta în care ne aflăm și duminica în care urmăm să intrăm ontologic legate una de alta, cea a asceților unde suntem astăzi și cea a izgodirei lui Adam din Rai pe care o vom prăznui mâine, ne arată că de fapt, viața aceasta este multă durere împletită cu multă cădere și viața aceasta pe care o trăim în chip tainic, dacă nu îmbrățișează taina harului, taina vieții pe care vrea să ne-o dea Domnul, este o viață irosită. Și Domnul răstoarnă valorile. Dar ne lasă să înțelegem lucrul acesta singur. Ne arată, de fapt, că cel ce îmbrățișează taina morții este cel care este eligibil pentru împărăția cerurilor. Numai îmbrățișând taina morții și taina crucii care se regăsesc în taina botezului, putem cu adevărat să nădăjduim că ușile împărăției ni se vor deschide și nouă. Cel care caută să guste din moarte aici, Domnul îi izbăvește din moartea cea adevărată. Și cel care caută să guste de plin din cruce aici, Domnul îi izbăvește de crucea cea veșnică și dăruiește până la urmă raiul. Cel ce știe să îmbrățișeze durerea, cel ce știe să-și îmbrățișeze viața așa cum i-a dat-o Domnul și cel ce știe să împletească până la urmă calea sa cu gândul Domnului, căci Domnul trimite suflete în lumea aceasta cu un gând mare și pentru fiecare pune chiar din această clipă când l-am văzut ieșind din apa sfântă a cristelniții
care este potirul vieții, potirul harului, vedem pusă acea cruce pe care, de altfel, și primit-o pruncul Nicolae astăzi, pusă în inima sa. Domnul seamănă în inimă, noi semănăm în cele exterioare. Domnul pune rod pentru veșnicie în inimă. Noi, până la urmă, punem rod de belșug exterior, căci atâta ne percepem pe lumea aceasta să facem. Să dăm daruri exterioare care nu dăinuie prea mult. Spune Sfântul Grigore de Nisa un lucru minunat asupra căruia ar trebui cu toții să reflectăm mai adânc. El zice că omul se naște de 3 ori. Din păcate, nu știu câți din noi vom reuși chiar de 3 ori să ne naștem. Prima dată din trup fiecare din pântecile Maicii sale, a doua oară din apa botezului, din apa harului, din apă și din duh, cum ne învață Evanghelia de la Ioan. El mai spune un lucru minunat. Suntem chemați aceste nașteri să le ducem ca să le împletim cu a treia, care este nașterea într-un viere. Dacă omul n-a știut să-și împletească viața cu faptele care să-l ducă spre înviere, înseamnă că celelalte 2 nașteri, și a trupului și a duhului, și-au stins rostul precum o lumânare, ajungând să ardă toată, se stinge și nu mai dă lumină. Noi suntem chemați să ne naștem și a treia oară. Ăsta este rostul omului, rostul creștinului, să se nască într-un viere și gustând din moarte, nu în clipa când închidem ochii, ci ceea ce ne învață cei pe care prăznim astăzi. Asceții, părinții bisericii, care s-au învățat să moară zi de zi, să îmbrățișeze chipul morții, căci de altfel, de asta monahii poartă haina neagră, haina întunecată, haina doliului, haina morții, haina plângerii de aici, așa cum cineva își plânge pe cel drag plecat dintre noi. Monahul se plânge pe sine însuși, căci mort este de aici, ca să poată să trăiască cu Domnul. De asta mâine ne vom întâlni cu un paradox foarte mare. O duminică care este a învierii, căci toate duminicile sunt ale învierii, și duminică care înseamnă a deschide ușa raiului, căci învierea ne deschide ușa către veșnicie, și în același timp duminică care este a izgonirii lui Adam din rai. Adam este izgonit din rai împreună cu Eva. Omul cel plăzmuit, omul cel zidit și pecetluit cu pecetea dragostei nemăsurate, părăsește ceea ce căutăm noi să dobândim duminică de duminică. Și noi, cumva, dăinuie și 2 inime și 2 suflete și la lumea acesteia care caută belșugul, dar și cel care poartă pecetea dragostei nemăsurate a lui Dumnezeu pentru om, care ne îndeamnă să renunțăm la toate. Și asta vom face mâine. Mâine, după vecernea iertării, care e taina vindecării tuturor rănilor, renunțăm la tot, renunțăm la cele exterioare, mai cu seamă, dar renunțăm și la propriile noastre vicii, neputințe, neașezări. Renunțăm, bineînțeles, spunem noi, la mâncare, mai ales cea animală, ca să ne înduhovnicim mai mult și să ne apropiem mai mult de taina învierii. Renunțăm la noi, într-un fel, parcă spunându-i, Doamne, vreau să mor. Nu ca un mesaj de întristare, un mesaj de durere și de depresie, ci ca un mesaj care vrea să zică, Doamne, tot belșugul
lumea acestea nu mi-este de folos dacă nu te am pe tine. Și las toate lucrurile acestea ca să-mi fometez de tine, să-mi fometez de trupul și de sângele Domnului. Taină mare, căci se îmbrățișează întreg mesajul acesta a Evangheliei, a Scripturii, în jurul dorului lui Dumnezeu de a sta cu omul la masă și a gusta din cele care cu adevărat sfințesc. Căci Adam și Eva au căzut exact în ceea ce ne spune Ioan Apostolul, dragostei, evanghelistul și teologul despre tot ce este păcat în lumea aceasta. Adică trufia vieții, dorința aceasta de a cunoaște, care i-a ispitit pe Adam și pe Eva, neputința trupului care dorește mereu ale sale și ne robește, robește sufletul, că tot timpul ne cere ca un drept pe care nu putem să o refuzăm, și pofta ochilor care doresc să vadă, doresc să știe, doresc să cunoască, doresc să descopere, doresc să aprofundeze și nu neapărat cele dumnezeiești. Și iată, renunțând la acestea trei, și cele ale văzului, și cele ale trupului, și cele interioare care ne înrobesc dinăuntru, pășim spre o altă cale. De a fi la masa Domnului, cum îi spunea Simon Fariseul atunci când l-a invitat pe Mântuitorul Hristos la cină, dar a fi la o altă masă, care este masa liturghiei. Masa liturghiei care să facă mai mult loc celor dumnezeiești în inimile noastre. Ce frumos în ortodoxie se îmbrățișează tainele inițierii creștine într-o singură slujbă. Botezul care ne naște din nou, mirungerea care pecetrește încă o dată toate simțurile noastre prin care cădem atât de mult. Cele cinci simțuri care de fiecare dată ne sunt piatră de poticnire în viață. Ca Dumnezeu să poată să lucreze mai adânc prin ele, să ne facă nu doar fii ai lumii acestea, nu doar fii, cum spuneam eu, inspirat fiind de Grigorie de Nisa, ai Duhului și ai Bisericii, dar vrea cu nerăbdare să ne facă și fii a Învierii. Vrea până la urmă ca Învierea să fie ultima taină pe care o cuprindem, o îmbrățișem și cu ea trăim veșnic. Ea să fie, până la urmă, biruința care Domnul deja ne-a dat-o, deja a îngustat din ea și în același timp așteptăm să vină să o trăim și la propriu. Ea este taina tuturor tainelor care e ascunsă de fiecare dată aici, în această zi, când am văzut cu ochii noștri un prunc nou născut din apă și din Duh. Un prunc nou care primește taina morții și gustă prin afundare taina morții, gustă din durere deja de la început, ca să poată să iasă și să primească harul atunci când lasă apa botezului în spate și răsuflă adierea harului care îl pecetluiește pentru o viață care va fi o viață și a încercărilor, o viață și a descoperirilor, o viață și a neputinților, dar o viață care îl cheamă spre biruință. Noi toți suntem chemați până la urmă să trăim biruința.
Și cât de mult își dorește totuși Domnul să stea cu noi la masă. Cu o masă începe Scriptura, vă spuneam eu. Domnul îi dă lui Adam și îi dă Evei bucuria de a gusta din toate. Într-un singur pom nu-l lasă să guste. Tot începe prin a gusta. Și în a gusta, mai degrabă, cele care ne descoperă taina dragostei lui Dumnezeu. Și Apocalipsa încheie și ea în chip tainic, lăsând și o umbră de mister cu o masă, cu un pom care dă roade odată pe lună și toți cei care gustă în acel pom o viață veșnică și toți cei care își spală hainele în rodul acestui pom care este până la urmă pomul vieții, dar e crucea, că și cu cruce începe taina Scripturii și cu cruce se termină. Toți cel care își spală haina sufletului în rodul crucii, care este sângele Domnului, au viață dimăsurată și din viața asta vrea Domnul să gustăm veșnic. Să stăm la masă ca să avem viață. Și apostolul tot la o masă, tot la o cină, le-a descoperit taina vieții, taina Euharistiei. La masă le-a spus lucrurile cele mai adânci. La o masă, când a mulțit pâinile și peștii, le-a dus vindecare și le-a tămăduit rănile. Și nu doar cele exterioare, ci cele sufletești. Și la această masă ne așteaptă de fiecare dată. De fiecare dată ne așteaptă și pe noi la masă Domnul. Oare creștinii, primii creștini, cât de inspirat lăsau acel loc liber la masă pe care îl mai avem și noi, mai ales la mănăstiri. Locul Domnului care bate de fiecare dată în chipul pelerinului ostenit de drum, în chipul săracului împovărat de viață, în chipul bolnavului sau celui pribeag, celui închis sau necăjit cu care ne-am întâlnit duminica trecută. Chipuri ale lui Hristos care se regăsește în tot și în fiecare dintre noi. Pune o icoană a vieții sale care vrea să fie viața noastră. Și lăsăm acel loc la masă să facem și noi în acest post. Exercițiul de a lăsa loc la masă și Domnului. Să punem un loc în plus la masă. Să punem o farfurie și un tacâm și un pahar așteptându-L pe Domnul. Căci oare până la urmă nu la asta ne cheamă în chip tainic Ioan Evanghelistul, acest apostol neobosit al iubirii care își încheia până la urmă Apocalipsa cu acest îndemn, Doamne, vino, Maranata, Doamne, vino, și în același timp, Domnul vine și de aceea îl așteptăm. De aceea mâine vom renunța la toate, de aceea mâine lăsăm și noi hainele bunăstării acestea, căci știm că toată bunăstarea lumii acestea înseamnă a viețui bine aici. Iar cel ce viețuiește prea bine aici se desparte de tot ceea ce înseamnă viețuire prea bună dincolo. Iată taina aceasta și Domnul nerăbdător vrea să stea la masă. Vrea să stea la masă și cu mine, și cu tine, și cu noi, cu noi toți și cu Nicolae, nou botezat, care va gusta de masa aceasta chiar la sfârșitul acestei sfinte liturghii. El va deschide această cină taină, că El este primul care va gusta, ieșit fiind din potirul vieții în care s-a botezat, un potirul euharistic care îl va hrăni toată viața. De asta pruncii pe care îi aducem și îi naștem, pruncii pe care ne bucurăm să-i vedem la biserică,
sunt chemați și ei să stea la această masă, la masa la care vrea Domnul să stăm cu toții, să gustăm cu toții și mai mult în această perioadă, în această zi în care îi pomenim pe asceți, care, așa cum vom auzi în viața Sfintei Maria Egipteanca, care se citește la Denia din a 5-a săptămână Apostolului Mare, când se citește întreg canonul Sfântului Andrei Criteanu, în această zi se întăreau, își pregăteau câteva merinde și luau calea, după ce se împărtășeau, luau calea pusniciei, plecau în pustie și reveneau doar în duminica stâlpărilor, doar la florii, ca să aducă roadele postirei. Acum se întăreau cu sângele și trupul Domnului și reveneau peste 6 săptămâni, ca să aducă cu adevărat nu stâlpările cele exterioare, ci stâlpările nevoinților ascetice care le-au făcut timp de 6 săptămâni. Rugăciunea cea care mai ține, îndrăznesc să spun eu, lumea aceasta, chiar dacă o vedem într-o derivă atât de mare, pocăința, căci taina vieții înseamnă taina pocăinței și iertarea, iertarea pe care suntem chemați în aceste zile atât de mult, nu doar să o cerem, dar și să o dăruim. De multe ori îmi se pare atât de greu și să ceri și să dăruiești. Și înțelegând că prin iertare, căci mâine seara ne vom întâlni cu o vecernie care chiar poartă acest nume adânc, vecernia iertării, când toți sunt chemați să-și facă metanii unii altora, să se îmbrățișeze și să-și dea sărutare frățească cerându-și iertare. Că tot ceea ce iert în aproapele meu, Domnul șterge în mine însumi. Asta e taina rugăciunii pe care am auzit-o citindu-se în Evanghelia de la Matei. Acest Tatăl nostru pe care îl spunem zilnic și de mai multe ori pe zi și ne învață lucru adânc. Că tot ce am iertat în aproapele meu, îmi este iertat și mie. Toată durerea și neputința și căderea și răutățile care le iert aproapelui meu îmi sunt iertate mie, sunt șterse mie. E ca un schimb. Trebuie doar să am puterea să zic da, vreau acum în această vecernă a iertării să iert pe toți. Că puterea iertării, puterea biruinței, cel ce a iertat a ieșit cel mai mare biruitor. Și primul care a venit să ierte în lumea aceasta este Domnul Hristos, căruia nimeni nu i-a cerut iertare pentru păcatul lui Adam. Și asta uităm noi când judecăm de fiecare dată pe cei din jur. Uităm că judecata noastră este ucigătoare, că judecându-l pe aproapele meu, îl condamn la moarte, iar murind el, mor și eu odată cu el. Iertarea este educătoare de viață, că certându-l, Domnul îmi dă viață mie. Dacă eu dăruiesc viață, Domnul îmi dă, la rândul său, îmi dă mie viață. Și din viața aceasta suntem chemați să gustăm cu toții astăzi. Căci Domnul vrea să stea cu noi la masă. Să stăm, să avem curajul să stăm și noi cu Domnul la masă. Să avem curajul să facem acest pas, să vedem acel loc, să aprindem acea lumânare pe care o prindeau creștinii și monahii, tot timpul lăsând un loc liber în trapeza mănăstirii, știind că din lumina acelei lumânări, acelei candele pe care o întrețineau mereu cu îndelemnul faptelor bune, că acea lumină îi va duce pe ei în veșnicie. Privind acea lumină, știi că tot ce faci, faci pentru Domnul. Tot ce ierți, ierți pentru Domnul. Și cu Domnul vom merge în veșnicie, dacă ne-am credințat lui
viața. Și eu, și tu, și noi, și voi, și Nicolae. Și cât e de frumos să fim cu toții acolo împreună. Cât de frumos este să-L vezi pe Cel pe care L-a iertat și L-a iubit, să-L vezi și pe El în veșnicie. Acesta este lucru cel mai minunat care poate să ne odihnească în postul în care cu un picior am pășit prin această săptămână pregătitoare de prepostire și cu altul vom intra mâine seară, ca să ne pregătim pentru o cale lungă, calea ascezii, calea lepădării de sine, a renunțării de sine și să înțelegem deja de mâine seară că lupta cea mai mare pe care trebuie să o ducem este cu propria persoană, cu propriul eu, cu mine însumi. Acolo trebuie să mă lupt ca să îmblânzesc trupul care mereu își cere drepturile și să sfințesc sufletul care urmează să moștenească viața de veci și să fie Domnul pe care îl așteptăm, Domnul care se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin.